Zilele municipiului Câmpul Lung se desfășoară în acest an, în săptămâna 15-21 iulie, ceea ce înseamnă că ne aflăm în mijlocul evenimentelor. Din păcate, atmosfera nu este una de sărbătoare. În primul rând, lipsesc steagurile care erau întinse pe întreaga suprafață a clădirii primăriei. În lipsa unor banere care să arate că în această perioadă se desfășoară sărbătoarea municipiului, turiștii care vin în municipiul nostru nu au cunoștință că sunt în mijlocul evenimentelor. Aceste lucruri au fost observate și de câmpulungenii, cu care Muscel TV asta de vorbă. Dar nu e nimic afișat, nu e sunt banere, nu sunt nimic, nu ne-am nici pe Facebook, nu știu, că am văzut așa ceva. Simțiți atmosfera de sărbătoare? Nu știu ce să zic. Nu știu, sunt slăbuț. Ori din cauza căldurii și lumea nu iese și poate și căldura e de vină. O să participați la eveniment? Da, o să ies. Dacă o să fie. Dacă o să fie. Nu se zice că o să fie, dar nu știu cât. Cum vi se pare atmosfera din oraș comparativ cu anii trecuți? E mortă. Nu este nimic. Știți, doamna, că săptămâna aceasta sunt zilele Câmpul Lungului? Știu. Da? De unde ați aflat? Cum? După internet. Da? Ați văzut prin oraș anunțuri, afișe, ceva care să vestească? Momentan n-am trecut prin mijlocul orașului. Dar simțiți că e o atmosferă așa de sărbătoare? E. Seara este aglomerație, este tineretul. Știți că sunt zilele Câmpul Lungului săptămâna aceasta? Da. Da? Veți participa la manifestări? Cred. Da? Da. Se simte în oraș atmosfera de sărbătoare? Da. Cum vi se pare comparativ cu în alți ani, acum 5 ani, 10 ani? Păi evoluăm de la un an la altul, în față. Da. Pe cine așteptați să vedeți dintre artiștii care s-au anunțat că vor veni? Nu prea știu cine sunt. Dar indiferent care ar fi, sunt bineveniți. Ai aflat că zilele acestea sunt zilele Câmpul Lungului? Am auzit, da. Da? Știi ceva din programul manifestărilor? Știu că vine Delia și sunt câteva recitale de la niște trupe de care nu am auzit niciodată, sincer să fiu. Dar atmosfera cum ți se pare? Ți se pare o atmosferă de sărbătoare? Că acum, în perioada asta, ar trebui să fie? Ar trebui să fie? Acum nu. Acum e o atmosferă ca în orice altă zi din an. Nu e nicio sărbătoare, dar așteptăm, poate o să se schimbe lucrurile. Singurele care dau de gol sărbătoarea câmpulungeană sunt panglicile care au fost trase pentru a închide zona centrală. Aici vor veni astăzi și mâine comercianții care au fost așezați în toată zona centrală din spatele primăriei și până la Biserica Sfântul Nicolae.